Da, haide să începem. Domnilor consilieri, stimați invitați, în conformitate cu dispoziția articolului 39 din Legea Administrației Publice Locale și prin dispoziția 560 a domnului primar, ați fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară. Fiind prezenți pe domnii consilieri, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. La ordinea de zi, după cum ați luat la cunoștință și din invitația pe care ați primit-o, avem următoarele probleme. Proiect de hotărâre privind asigurarea condițiilor materiale pentru buna desfășurare a activității culturale. Un proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat. Un alt proiect privind aprobarea întocmirii documentației tehnico-economice pentru realizarea unor lucrări de amenajare a părului Hățman. Un proiect pentru delimitarea târgului săptămânal de proprietățile concesionate sau închiriate. Aici vom avea o mică discuție. Un proiect privind, sau mai inițiat ulterior, câteva proiecte. Domnul viceprimar a inițiat următoarele proiecte. Proiectul trebuie privind amenajarea unei rigule carosabile în zona jiteriei. Un proiect de hotărâre privind achiziționarea 1000 metri cub sort compasat pentru amenajarea drumurilor sătești. Domnul primar a inițiat un proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local 11 pe 2015 privind indexarea unor taxe locale care constituie surse de venit la bugetul local. Și a mai fost inițiat un proiect de hotărâre de domnii consilieri Lupică și Ghet, privind amenajarea unui drum sătesc și a unei fântâni de pentru Saramur. Foarte bine. Deci, cam astea ar fi problemele de la ordinea de zi, dacă sunteți de acord. Deci, cineva împotrivă. Și apropo de ordinea de zi. După cum știți, domnul Bobo a fost ales președinte de ședință și îl invit să preia conducerea. Vă mulțumesc pentru concederea aprobată și chiar să depun cele mai bune condiții. Domnul ședinț, am o problemă. Vreau Consiliul Local să vorbească. Am niște probleme la acord pe care trebuie să le rezolv și trebuie neapărat să fie acolo. Da. Da. Mulțumesc! Mulțumesc! Înainte de a începe ședința, începem ordinea de zi, să-i dăm cuvântul doamna. Da, mă numesc Neașu, cred că foarte bine dumneavoastră mă știți, sunt Icarul Bău Gheorghe și Bău Matilda din Strada Mării. Așa cum am precizat și în sesizarea din 20-a 8-a, și cum a recunoscut domnul doctor Popescu în ședința din 28-a 8-a, dânsul intenționează să se extindă, să-și extindă cabinetul prin amenajarea, acum a zice, a unui loc de, de parcare. Menține faptul că nu vrea să-și extindă proprietatea, că vrea să intre, de fapt, în curtea lui Zafira, care, mă rog, nu mai este, care inițial este același lucru. Și nu poți să intre în curtea cuiva sub nicio formă. Mai mult decât atât, pretinde faptul că nu știe cum are teren. Se pare că, Dumnezeu știe, formulează dumnealui acolo. Se pare că vorbi cu Dumnezeu și știe că acel teren se mai află pe rol. Deși doamna Danila Zampira îl are în posesie din 1926. De fapt, de ce am venit eu astăzi aici? Dumnealui a amenajat o parcare deasupra unui izvor de apă, apă potabilă. S-a intenționat să se spună că apa nu este potabilă. În data de 31 am luat analize, apa este potabilă, deci este bună de băut pentru toată lumea. Cred că uman este ca acel izvor, fiind de nu știu câte sute de ani, am spus acolo în adresă de 70 de ani, fiind vârsta tatălui meu care știe clar că acolo a fost izvorul, cred că nu putem să distrugem un izvor de apă pentru a amenaja cuiva în loc de parcare. Apa potabilă este pentru că noi, când eram eu președintele cooperative acum 40 de ani, se producea acolo sucuri
Și dacă nu era potabilă, nu se putea produce sucuri. Da, așa este. La pâine, la pâine, că am avut frutărie acolo, tot apă de acolo am pus. Deci apa, deci potabilitatea apei este clar. Au fost patru fântâni acolo, două pe proprietatea domnului doctor, care de fapt sunt proprietatea domnului Drăgănoiu prin acte și ele sunt distruse, nu se află pe schița cadastrală din 2004. Una a acoperit-o cu deșeurile de ce a dus dumneavoastră de construcție, este un sfert din fântână, se mai vede, deci este acoperit acum prin amenajarea locului de parcare. Și mai este o, o fântână vecină cu drumul comunal, fântână tot la fel construită de localnici, înainte era o fântână cu cumpănă pe vremuri. Rugămintea și insist, deși am făcut sesizare de o lună de zile, nu s-a luat nicio măsură vis-a-vis de faptul că sunt acele deșeuri de construcții deasupra unui izvor de apă potabilă, apă, copiii trec la școală, dar apă de acolo. Nu toată lumea își permite să cumpere apă de la știu eu ce magazin. Apa știm, toți ne ducem la un izvor și loc. Sunt vecini care au, într-adevăr, fântâne multe. Izvorul nu este la fel de bun cum este acela. Acela nu a secat niciodată. Vă rog, stabiliți odată pentru totdeauna că izvorul aparține comunității, faceți și declarați la DSP, așa cum este legal, să se ia probe, să fie impuse legi de igienizare, astfel încât să nu se mai ajungă la astfel de situații. S-au creat o stare de presiune acolo pe stradă, de, între localnici o să ajungă să, să se dea cu buta unul celuilalt. Cine a făcut un pic de gură, i s-a dat terenul. Mai e Niculii, care tot la fel a fost împotrivă total, să nu se ia izvor. Acum mi s-a dat promis 500 de metri pătrați. Licitația, deși este pe 25 ianuarie, a tăiat toți arinii din prun de acolo, de unde a zis că-i dă. A adus deja deșeuri de construcție. Eu nu cred că fără aprobarea cuiva, chiar nimeni nu vede în primăria asta ce se întâmplă acolo. E nici nu s-a luat nicio măsură. Deci dumneavoastră nici măcar n-a luat terenul respectiv. Nu poate pe terenul respectiv, că nu se duce nimeni în prun. Dar spun că sunt nu e în regulă ceea ce se întâmplă. Ia teren pentru fânărie, spune. Câte animale? Cum e? Deci trebuie un pic la, când se fac documentele astea de achiziții, domnule, fânărie, da? Câte animale are? Câtă suprafață de pășun? Ce dovedești cu puia? Deci e un pic, altfel trebuie stabilită regulile, nu așa. Iar câțiva era acolo era amenajat o bancă de unde suprafața unde are domnul doctor. Era amenajat o bancă cu doi pomi, localnicii stăteau acolo, sâmbătă, duminică, cum stă lumea și iese în stradă, dar mai este la o poveste. Copiii se jucau. Chiar trebuia vândut acel teren? Suprafața construită a fost 65 de metri pătrați, nu 500 de metri cât i s-a dat. Cum s-a aprobat această vânzare? Cum s-a dat cu drept de preemțiune? A dat drept de preemțiune pentru 65 de metri pătrați, nu pentru 500. Putea să mai ia o suprafață, spune, mă, un pic, îi mai trebuia acolo. Vin animalele, iar animalele pentru consultare stau pe gardurile oamenilor. De ce nu intră în curtea dumneavoastră? Are spațiu pentru mașină. Veniți și vedeți câtă curte are, câtă poartă are și poate introduce mașina în curte, iar mașina stă deasupra izvorului, sfidează locuitorii. Cum să nu fie stare de presiune acolo? Ce măsură s-a luat de o lună de zile de când am făcut o sesizare? Domnul președinte, dacă îmi permiteți să-i dau un răspuns președintele Comisiei pentru Agricultură, în luna iunie a avut o cerere de la domnul Popescu Sterian la Comisia pentru Agricultură, la care i-am trimis un răspuns că nu-i se aprobă ceea ce dânsul grădina lui Danilă Jean-Pierre. Deci i-am trimis scris, nu-i s-a aprobat, nu-i s-a dat grădina. Dar cum nu mai este pe rol? De ce nu mai este? Cine a spus că nu mai este pe rol? A fost doamna la primărie. Care doamna? Danilă. Doamna Danilă n-a fost, a fost un băiat de la doamna Danilă, eu am fost de față, terenul este pe rol de 54 de ani, îl plătești și l-a plătit Zafira, nu le ia nimeni, doctorul Sterian a primit scris. Da, pe schița cadastrală făcută domnului Pricope, pentru pășunea care o are acolo, care și-a luat acum 400, la vecin apare dispensarul. Nu, la vecin apare Danilă. Nu. Dacă intrați pe hotărâre și vă uitați, dar schița făcută de domnul Dobotaru sau cum îl cheamă, apare
vecinul parohia ortodoxă și vecinul apare, pare rău că n-am avut să da, de ce n-am avut legătură cu dosar? În legătură cu grădina lui doamna Zahira, este dată hotărâri, adresă scrisă, înregistrată la primărie, domnul doctor nu are niciun drept, nici nu i-a scos la primărie. Eu vă zic că n-are vreun drept, eu vă spun ce vecin apare pe schiță. Vecinii sunt trecuți pe schiță, nu știu care schiță s-a scos. În legătură cu ce spuneți dumneavoastră cu apa potabilă, eu am fost personal acolo și am discutat cu toți cetățenii. Domnul doctor mi s-a spus, nu mai are ce căuta spre apă, nu mai pune nimic acolo, iar oamenii o să amenajeze o bancă unde vor să stea și ei duminica sau cu stă la discuție. Deci domnul doctor... Este o lună de zile. Legal. Este o lună de zile de când s-a făcut această sesizare. Unde s-a făcut sesizarea la Comisia pentru Agricultură, nu a ajuns sesizarea. Deci, nu știu unde a ajuns. Deci eu sesizarea către primărie, nu știu ce circuitul dumneavoastră. Dumneavoastră faceți circuitul în primărie, cum știți. Adresa este făcută către deci, domnul primar. Deci vreau să vă spun că domnul doctor nu are nimic dat de la primărie. S-a cerut în ședința anterioară să vină tangenta SRL, să-i măsoare terenul. Una din greșeli care s-a făcut, și domnul Crețeanu l-a văzut acum că a venit aici, am solicitat în ședință ca măsurătoarea la domnul doctor Popescu Stelian să fim chemat unul sau doi membri ai Comisiei pentru Agricultură. A venit la ora 3 și jumătate, s-a măsurat, s-a găsit numai 60 cm în plus față de cât. În contractul de vânzare cu cumpărare cu domnul doctor Stelian sunt 500,02 metri. Nu, e 500,086 este în contractul 086. Ei s-a găsit tangenta SRL 5,65 metri. La momentul 2004, când s-a făcut schița cadastrală, terenul respectiv era pe o pantă înclinată. Să vedem dacă s-a ținut cont de această pantă, dacă e diferență și acolo la măsurători. Mai mult decât atât, când creează suspiciuni, faptul că acolo, în 2004, erau acele fântâni care nu se mai află, de fapt, pe schița cadastrală. Nu știu motivul pentru care nu se află. Deci fântânile sunt proprietatea cooperativei, proprietatea lui Dan Drăcănoiu, inclusiv conductele aferente. Dacă domnul doctor a avut drept de preemțiune pentru suprafața respectivă și Drăgănoiu avea drept de preemțiune pentru fântânile și conductele aferente. Deci mie îmi trebuie domnul doctor Popescu Stelian a cumpărat acest teren în 1997. Domnul Popescu conform hotărârii Consiliului 46 din 2010, așa cum de la dumneavoastră de aici, când în momentul în care s-a vândut terenul, se spune că are un contract de concesiune din 2003, da? Și în 2004 s-a cerut să a făcut un proiect pentru construcție. Un plan propus, scrie acolo. Planul propus avea 65 de metri pătrați pentru construcție. Nu știu dacă s-a finalizat atât sau cât este. Deci atât a avut dumneavoastră. Deci domnul doctor Popescu Stelian nu mai are contract de concesionare. Are contract de vânzare de cumpărare din 2010. Păi. Nu înțeleg de ce s-a vândut terenul. Deci domnul Popescu sau ca oricare medic veterinar vine într-o lună pe o perioadă de 4 ani. Atât. În 2010 Consiliul Local care este acum nu era. Deci nu era la... Ca să putem dar... Local. Eu discut de principiu. Deci ce s-a întâmplat cu acea suprafață de teren. În 2010 s-a vândut terenul. Nu înțeleg de ce s-a vândut terenul. Domnul Popescu este un medic de liberă practică, 4 ani își face serviciile într-o comună, dumnealui mai are servicii din câte am înțeles și în Vișoara, deci nu reprezintă interesul local. Răspunsul cine l-a vândut terenul să-l dea Consiliul Local din 2010, după Consiliul Local din 2010. Dar nu a pus Consiliul Local. Eu dezbat problema, iar cine știe și ce a făcut și ce s-au... Eu fac, vis-a-vis de vânzarea acestui teren, sesizare către instanțele competente să vadă acest mod de vânzare a terenului. Conform legii, i-am trimis adresa să cerceteze lucrarea, nu mai continuă lucrarea și tu. Rugămintea mea acum, nu vorbesc despre teren. Terenul este un alt circuit, având în vedere că este un contract de vânzare-cumpărare. Luați măsuri ca acel izvor să fie amenajat, să-și ia mașina de acolo, să stabiliți odată pentru toată lumea că este al comunității și să nu mai fie acea stare de presiune acolo. Fiecare când vine și-și amenajează ceva, vine și zice că nu, izvorul a folosit nu știu cine, nu știu de câți ani. Nu, izvorul este oamenilor. Toată lumea poate să ia de acolo o grădă de apă. Ce trebuie să fie?
fie atâta standard pentru un izvor. Și 2 metri, dacă omenește și a domnului doctor, 2 metri, dacă erau acolo și oamenii stăteau duminica la o poveste, sub o sarcie, chiar și acolo trebuia să răstoarnă o mașină de deșeuri de construcții. De o lună de zile nicio măsură nu s-a luat. Domne, cum să... Dacă eu mă duc în prunt și răstorn o mașină de construcții, nu veniți să-mi dați amendă? Ba da! A zis că s-au oprit lucrările de construcții. Nu s-au oprit, deci acum, foarte târziu. Ele au demarat foarte rapid după ce a făcut sesizarea. V-am spus că primăria a trimis la presă prin care solicită încetarea până în la legalitate. Deci, i s-a trimis scris. Dacă nu se dă amendă din partea primăriei din sectorul urbanismului, ci din vină Consiliul Local, că a spus, noi am spus asta. Deci este domnul primar, care este reprezentantul primăriei. Fii hotărârea Consiliului Local din 2010 pentru a vinde proapele de teren. Dar știți probleme. Știu, așa erau atunci legile. Legea permitea. Legea face referire. Omul avea nevoie de un dispensar veterinar, având în vedere numărul mare de animale care sunt în comună. Unde trebuia? Acolo a fost dispensarul veterinar, din când îl știm, din când îl știu eu, exact, să știi părinții noștri. Dispensarul comunal trebuia să rămână a comunei, nu să fie vândut, fiindcă medicul... N-am privatizat eu în România activitatea de sanitar veterinară, n-am privatizat-o eu. Da, dispensarul veterinar putea rămâne a comunei. Medicul veterinar este detașat într-o comună pentru 4 ani, conform unei licitații. Știu că au fost acele posibilitatea de cumpărare sau de închiriere. A fost prin interpretare legea, dar primăria putea să facă închiriere. Închiriere, ea și concesionare, cât e doctorul? 4 ani. 4 ani îi dăm concesionarea. După 4 ani, dacă tot unde am eu să vin, mai dăm încă 4 ani și tot așa, nu se vin. S-a considerat atunci, la timpul respectiv, că e bine să se facă vânzare cumpărare. S-a considerat să se vândă, că asta e mai simplu. Iar dacă se vină un alt medic veterinar acum, o să-i mai dăm iar 500 de metri pătrați, mai căutăm o casă, că e medicul comune. Deci nu este, nu mi se pare uman ce se întâmplă. Mai mult decât atât să fie o mașină deasupra unui zbor de apă, să nu se ia nicio măsură. Astăzi sunteți în comună, la Văciuz aici? Sunt în comună. Uitați, la 2, la ora 14:15 sunt acolo, la... Îl spun, pe doctor să terminăm o dată. Asta vreau și eu. Îl spun și pe domnul Rezultia, dar asta să terminăm o dată. În concediu. Domnul Roșa are cu ei. Dacă e în concediu, atunci... Deci aș vrea să întreb, înainte de a veni domnul doctor, unde a fost cabinetul veterinar? Acolo. Acolo. Tot acolo, acolo. Până n-a venit domnul doctor, de ce n-a zis nimeni? Domnule, nu am zis să nu fie cabinet veterinar acolo. De ce nu a spus niciun vețin nimic? Nu. Întotdeauna am spus că a fost și bine și este bine să fie un dispensar comunal acolo, să, că de poate să rămână dispensar... Ascultați pe mine, nu ascultați pe asta. Vă rog, spune. Eu atunci eram și pe timpul consilier și eu știu un lucru. Deci închirierea se face pe 5 ani, în acel timp nu ai voie să construiești. Trebuie terenul concesionat ca să poată omul construi. De-aia s-a făcut concesionul domnului doctor ca să poată construi un cabinet medical. Pe 65 de metri, nu pe 500. N-am terminat. Pe 500, nu pe 500. Da? Deci, alt aspect. Trebuia să construiască cum ai concesionat terenul, da? Domnul doctor, prin concurs, este la Văciuz pe o durată mai lungă, poate pentru totdeauna. Este adevărat. Care a luat postul ăsta prin concurs. Deci legea veterinarului la DSV nu pe 4 ani de zile. Deci, doamne, dacă vreți să dați drept, să spuneți la urmă. Mă lăsați să spun și eu. Dacă nu vreau să spuneți... Dacă nu vorbim dumneavoastră până vreau să spuneți și să informați opinia publică corect. Eu spun corect. S-a fost și înainte de a veni domnul doctor, cabinet veterinar acolo. Ce v-a spus? Pentru că un cabinet medical trebuie să fie veterinar în centru comun. Nu vrea să vede pe cabinet medical. Deci nu am zis să fie cabinet veterinar. Am zis să rămână... Unde de am zis să rămână cabinet veterinar. Suprafața de teren să nu fie 500 de metri atât cât s-a dat. Deci, și are deschidere la stradă 27 de metri la drum comunal. Era arhi suficient să se dea un demarat. Haideți să nu monopolizăm discuția toată astăzi. Vă rog să-mi dați un număr de telefon dacă nu-l aveți secret al dumneavoastră.
Și când este domnul doctor, că spune Sorin că e concediu, când termină concediu, ne întâlnim 4-5 persoane acolo și stabilim ce. Terminăm. Cât aveți telefonul? 072-99-66-437. În privința asta, poți să spun și o două cuvinte? Da, domnul. Deci, eu sunt că... Însă am vorbit la telefon, am încercat să mă iau un pic cam tare, dar nu mă intimidez așa de bine. Cine sunteți dumneavoastră? Căiuțeamă, care am făcut cadastru și mă ocup și sunt parte din Comisia de Fond Funciar la OITES. Când m-am dus și am măsurat prima dată acolo, acolo era groapa de gunoi a zonei respective. Dom'le, dar nu groapă de gunoi. Vă spun drept că mi-a fost și frică să intru acolo, că era șerpăraie de nu știu ce. Dacă domnul doctor a fost cu cap și a reușit prin munca personală, nu prin altcineva, și a sanat acea groapă de gunoi, acum dăm tot în el. Dom'le, era o groapă de gunoi, dacă vreți să mă credeți. Dacă vreți, nu știu dacă mai am. Eu, când fac documentații cadastrale, la timpul ăla nu se făceau fotografii. Dar poate prin întâmplare am vreo fotografii făcute de atunci. Să vă arăt eu ce era atunci locul respectiv. În afară dispensarul veterinar, care era o bucățică, restul tot era inclusiv izvoarele de care zice dânsa acum. Dar nu nici ca lui el, poate numai gunoi. Dom'le, dar erau gunoi, mi-ți era frică să intre acolo. Doamne, lăsați-mă, mă lăsați-mă, doamne. Deci v-am întrerupt? Mă lăsați să îmi spun punctul de vedere. Dumneavoastră nu știți să vreți monolog, atunci vorbiți. Dialogul, v-am ascultat, mă lăsați să vorbesc, da? Pentru că și pe mine m-a schemat. Am fost cu toată lumea acolo. Cum e închis acum, încă mai are dreptul la 60 cm. Deci gardul e făcut pe terenul lui. Cu 60 cm, deci mai are dreptul încă să mai extindă cu 60 cm. Cum? Am vorbit cu doctorul și că, domnule, mie îmi trebuie numai o ca să pot să intru cu mașina, restul nu o mai duc peste. Iar pământul care zice dânsa, păi a nivelat locul acolo, nu la... Eu am fost acolo, nu mai sunt gunoaie și asta. Pur și simplu a acoperit cu un pământ. Asta nu e problema mea, nici nu mă interesează asta. Eu m-am dus să verific dacă a respectat documentația care a fost făcută și asta, deci... Terenul lui este mai îngust acum cu 60 cm față de proprietatea care o are. Dacă tot ați făcut schița cadastrală, era un pământ, de ce nu le-ați prins pe schiță? Dar când am făcut orice bani, era o groapă de gunoi. Nu este adevărat. Când am făcut cadastru, era o groapă de gunoi. Nici nu știam că acolo sunt izvoare. Nu erau pus colace. Nu erau pus colace la rândă de atunci. Lumea se scufără pentru că domnul doctor parchează mașina pe domeniul public. Dar ceilalți oameni parchează mai nu știu, să nu parchezi la cisnea. Asta e treaba. Asta e altă treabă. Eu să nu parchezi acolo. Domnul ăsta vrea să parchezi în garajul lui, să nu plâne de ce nu. Și nu spune asta dumneavoastră că are cu 60 de centimetri mai puțin. Și discute 2 metri. Deci am fost acolo, am și bătut cui, acolo l-am și lăsat, am fost cu domnul de la urbanism, cu Dan Dohătară și a mai fost cineva la primărie. Am stabilit, am măsurat, deci el e mai impus cu 60, nu mai mult, mai puțin cu 60. Eu am solicitat în ședința anterioară ca dumneavoastră când veniți la măsurător să mergem și din Comisia pentru Om. Pe mine m-au anunțat, veniți. Cine v-a anunțat? Domnul doctor Stelian? Nu, cine de la primărie. Dohătară m-a sunat. Dohătară m-a sunat și pe mine. Ca să poți să dăm un răspuns, eu nu pot să-ți fac notare programul. Și eu am fost întrerupt programul ca să pot să vin. Vin pentru că am cu primăria contractul ăsta de colaborare cu fondul funciar și atunci vin. Nu face nici lucru. Face abuz. Construiește fără autorizație de construcții. Are autorizație. De unde are? Dar nu i-am trimis somații ca să oprească lucrarea. Consolidează terenul. Și consolidează terenul. Două cuvinte să terminăm. Deci, domnul primar, deci asupra, dumneavoastră la numărul telefonului. Doamna, luați de acolo, vreau să terminăm discuție. Deci, doamna vrea asta. Deci, treaba cu fântâna și cu izvorul. De cază, doamna, izvorul. Să rămână liber izvorul și fântâna și gata. La procesul verbal la ședința anterioară am eu o discuție, dacă știți că ședința anterioară, din luna august, am început cu aceeași problemă. L-a invitat domnul Nicodin, șeful de post al primării, uitați că am ajuns să ne ignore din nou. Am pus cu semnul întrebării când a trimis ca să semneze procesul verbal de prezență, la care nu vine. Și avem probleme care sunt grave în comun și de discutat. Un cetățean din comună, uitați, are un băiat care umblă cam nebun ăsta,
Budnarul, iar cerut 10 milioane să-i ducă la nu știu unde. Lui Tanga Florin s-au furat acum de 3 zile stupide albinii de acolo, s-a dus Tanga Florin la el, l-a prins într-o conversație chiar cu hoțul, discutând. Tanga Florin a zis că o să intru în posesia discuției care l-a înregistrat la telefon cu cataranul Cătălin. Trebuie să aveți dovezi. Păi are dovezi, m-a sunat Tanga și a zis, domnule, aveam dovezi, el în loc discute problema mea că mi-a furat stupide albinii, el discută problema lui Cătălin, nu știu care, cataranul. Dom'le, ce trebuie aranjat? Deci, încă o dată vreau la începutul ședinței să spun și am solicitat și atunci. Trebuie făcut un raport la comandantul Poliției la IPJ Bacău pentru să lor, domnule, dacă nu vrea să colaboreze cu noi, cu Consiliul Local și cu Primăria, să ne spună, să vină la șef de post în comuna asta. Sunt sute și sute de treburi care nu le rezolvă. Aici, domnule, dacă spune. Cine dorește să spunea? A făcut reclamație la poliție. Și s-a dus, i-a spus așa la poliție că de ce nu ți-ai pus pasă? Pe atunci, fiind care la casa noastră, nu ne-a venit parte. Dacă îmi fură găină, dacă îmi fură, nu e corect ceea ce face. De ce nu vine la ședința ei, domnule? Să nu trebuie și noi. Domnul Nicodin, ce s-a întâmplat acolo? Cum s-a făcut acolo? Nu vine. Nu vrea să vină. Asta am vrut să spun la întâlnirea ședinței. Tot așa încerc. Se pune la vot proces verbal. Așa este verbal. Trecem la primul punct al ordinii de zi. Dacă vrea să discutăm problema pășunii, eu trebuie să plec. Bine, atunci de calor. La prefectură că... Am venit special pentru asta, ca să și rezolvă problema asta. Domnul, aveți cuvântul. Cuvântul nu eu, vorbesc dumneavoastră, că mi-am exprimat punctul de vedere. De da, dacă doar cineva să ia un legătură cu... Nu, o mică informare și eu. Punctul de vedere a fost așa. Eu am făcut un contract cu primăria pentru a ridica, pentru că primăria, uite, nu avea niciun hectar de pășuni. La momentul începerii legii 165 cu inventarierea tuturor terenurilor Huitus, am zis, după aceea, ca să nu cumva să ne trezim că, deci eu am pus o leacă de inimă la Huitus, că puteam să ne trezim că vine și pune pe altcineva pe terenul primăriei, că legea așa spune. Dacă nu sunt terenuri în altă parte, în orice zonă a țării poate vine. Și am zis, hai să demarăm faptul ăsta, ca primăria să rămână cu pășunea ei, nu să se trezească că o dă la altcineva, la retrocedare. Și am început lucrarea. Am spus prima dată. Eu am identificat cât de cât pășunea care este, pe zonă. În momentul respectiv, așa am început măsurătorile. Cât a ținut de mine, nici măcar n-am cerut să mi se pună la dispoziție cu tare și cu tare. Regulamentar și după lege trebuie așa. Nu prim, eu nu spun primăria. Cei din primărie sau cine era delegat. Trebuia să meargă cu vopsea în sfârșit, cu vopsea galbenă, să marcheze toată limita pășunilor care știu că le au și firme, asta era obligația mea, să vin să măsor. Eu am făcut altfel. M-am dus și am măsurat și unde s-a mai putut, s-a dat, deci de la mine. Când nu s-a mai putut, unde am întâmpinat greutăți, am spus, la Hârja, aici la călcâi asta, unde au venit oameni și au spus că dacă mai veniți pe aici, poate vă și luăm la, nu știu ce, la bătaie sau asta. Și am spus, nu domnule. Dar eu am acum, am discutat cu jandarmerie. Am fost odată și... Ați spus că nu mai e nevoie. Am fost odată și cu jandarmerie. Domnul primar, am fost și cu jandarmerie. Nu m-ați înțeles. Am mai avut nevoie și n-am vrut nevoie. Nu, nu, domnul primar, am spus, nu mai fac nimica până nu se face invers. Ce am vorbit până acum? Mai întâi se marchează pășunea și când mă duc la măsurată. În zona unde? Păi dacă omul spune, eu demonstrez omului și aveți planșele acolo toate. Am demonstrat omului că stăpân pe pășunea primăriei, deci după planurile parcelare care au fost făcute. Iar zone unde trebuia să fie el, spune că acolo e pășunea, păi și atunci eu ce fac? Că ce se întâmplă? Eu o fac, vin la dumneavoastră și merge mai departe. Și nu m-a însemnat că nu-i bună lucrarea, că și acolo să verific astea, nu fac eu de capul meu. Și spune, nu domnule, n-ai pus pășunea unde trebuie. Uite aici, e terenul oamenilor, iar mătare, pe terenul oamenilor, ai pus pășunea. Peste tot au intrat oamenii apunii peste terenul primării da. Și la Poiana Sărată și la peste Vista tot. Și la Felăstea. Dar eu nu pot să... Poiana Mare și... Eu nu pot să-mi asum... Problema asta nu pot eu să o fac, pentru că este problema dumneavoastră să marcați pășunea care este și în momentul ăla. Deci, mă rog, contractul l-am făcut, că am zis că făcând parte și din Comisia de Fond Funciar la UITU, zic, băi, nu fac eu să carc 5 oameni după mine, fiecare să l-am măsurat. Unde ține de mine și pot eu să o rezolv? Că am avut locuri unde s-a învecinat cu tornatorul, unde
îți marcați pomii sau asta, la ce să mai car omul? Că acolo mai dau eu cu calmă, nu dau, că aia au semnele lor. Și acolo le-am închis. Unii s-a mai putut, unii nu se mai poate și unii mai vin. Să vă mai spun o chestie. Mi-au venit amenințări și pe alte chestii. Că dacă mai calc acolo s-ar putea să nu știu ce, o să mă dea în judecat. Dom'le, eu vă spun din nu, că n-am acum să mă dau că nu știu ce și nu știu. Deci, dumneavoastră, aveți experiență, dom'le, unii știu. Faci când e vorba de găsi ei teren omului care l-au ocupat abuziv. Și atunci trebuie dumneavoastră să hotărâți care delegați pe cineva sau cineva care știe foarte bine că și unde care mai sunt, să merge înainte să dă cu bidineaua. Asta este pășunea noastră, veniți și o măsurați. Ca altă posibilitate nu am. Eu nu pot să ajung să... Ați văzut cum vine? Ați văzut cum pune problema? Pentru nimic, ăsta e un nimic ce spune și nici nu are dreptate, doamna. N-are dreptate. Și e foarte vocală și cu femeie mă ascunde... Domnule, am vorbit și pe la telefon, nici măcar nu mă lăsați să vorbesc. Și mi-a vorbit urât când m-ați acolo. Doamne, dacă... Din telefon, nici nu vineți aici la fața locului să vedeți care-i treaba. Eu știu, domnule, că eu am fost cu ideea să vină cadastru, să măsoare cadastral, să nu mai fie nicio comentare. Și vă spun, când am măsurat prima dată, era numai caza de sub și o bucățică dispensare acolo, era o mizerie acolo, de ce era frică să te uiți? Și vine acum și să dă că, nu știu ce. Dar asta nu e problema mea. Dacă oamenii respect spun că e pământul lor, trebuie să aibă niște acte. S-a ducat. M-au uitat deocamdată, nu sunt faci de protestare. Și-am mai spus, tot Oituzul este pe bază declarativă, pe bază de... Deci aici suntem o chestie care au acte de vânzare, cumpărare sau proprietate. Cum să obțin? Sunt, aia nu putem nimic ca să le zicem. Ceilalți, mă talitez la primărie și ai declarat, sau tată mă tali. Am 10 prăjini în cutare, și atât a rămas. Fără să măsoare vreodată. Eu mă duc acum și măsor și costat că ai 20 prăjini. Și primăria te registrează cu 20, că ăla ai stăpânit întotdeauna. Deci când spunem de acte la Oituz, deocată nu sunt. E numai registrul agricol, care și ăla a fost făcut declarativ, e scris în trei ori, care numai după ce se... E fix acum asta. Nu, vă spun eu, pe suprafețe nu poate, că nu are încă. Dacă dă Dumnezeu, a făcut și eu demersul, și să va aproba un cadastru general pe comuna Oituz, atunci se va lua de la omari și se va măsura toată comuna. 5-6, 10 ani va dura și atunci toată lumea va fi pus la locul ei. Și acum cât de cât e pus la locul ei? După ce am făcut documentația cu legea 165, poate să vă confirm un secretar, un primar, care nu a însemnat niște acte, nici nu știu ce. Problema era a pășunii, care eu am tras, să vă rămână dumneavoastră și după treziți că pune pe altcineva în pășunii. Să faci amenajamentul pastoral? Nu, amenajamentul pastoral sunt alte firme care ieși fac amenajamentul pastoral. Aia sunt alte specialitate. Eu la dumneavoastră mă puțin. Domnul Călțeană, ce vreau eu? Dacă dumneavoastră ați făcut o schiță, până înaintea cadastrul total, cu zonele marcate unde e o problemă și cine cunoaște comuna, cine e proprietar care spune că el e proprietar? Venim la primărie, venim la primărie, chemăm, fără nicio problemă, să plătește pe terenul ăla, că numai atunci e proprietar. Eu am trimis schiții pe terenul care am măsurat, am scos din registru pe posesori, inclusiv oamenii care ocupă. Păi atunci domnul primar să desteleze pe cineva care să se ocupe și luăm o hotărâre. Domnule, dacă el plătește de ani de zile, n-avem ce face ca plătim. Și o scoate din... Problema e că vecinii identificați de peschițe, registrul posesorilor e din 1985. Eu am spus vecinii de pe zonele cu probleme, dar majoritatea de acolo sunt decedați. Și trebuie o persoană care mai cunoaște, care dar are dreptul plătește și nu și poate identifica cui, cine se vecinează. Păi și dacă nu plătește și nu se prezintă nimeni în domeniul nostru, nu putem. Dar și cum? Dați hotărâre că proprietatea omului nu puteți. Nici asta nu puteți. Vedeți, legea nu ne dă voie nici atâta. Rămâne acolo dacă nici nu plătește, nici nu asta. Păi dar cum el nu-l plătește, înseamnă că după atâția ani e proprietatea noastră. Păi, dar nu poate intra. Deocamdată, proprietatea omului nu poate să treacă în domeniul public sau privat al statului, decât prin voință, prin voința lui. Deocamdată, dacă... Vreau să întreb și eu ceva. Deci, mă, dar e la mine, spui, domnule, asta vreau să-l dau la asta. Vă duceți, faceți toate demersurile care se fac, o întreagă polologie care se face, de vei atunci trebuie să-l dau la asta. Altfel nu. Proprietatea prin legii...
Domnul Sușinia închide un spațiu de mai nu l-a lucrat. Nimeni și când se face, se da, ia da, da, eu nu pot să fie asta. E un altul practic. Deci e o dreptul. Eu sunt dreptul. Deci un cetățean dacă vine la dumneavoastră și are o declarație cu propria răspundere de la un notar public, puteți să-i faceți. Dar ce bază a fost declarația? Păi, eu știu. Notarul dă hârtii de acolo cu omul a declarat pe terenul. Nu notar. La notar, ca să te duci să dai declarație, trebuie să ai în spate. Trebuie să ai în spate documente. Documente eliberate de primărie sau documente eliberate anterior la un notar care spune e proprietar pe terenul ăsta. Deci, ce îmi spuneți dumneavoastră, e situația următoare. Ai act de vânzare, cumpărare, moștenire sau hotărâși de cătorească și el nu poate să-și ocupe locul decât spune vecinii, să duce și atunci ai vecinii spune, ăsta e hotarul. Sau, dacă e bază de registru agricol, cu extrazi de registru agricol, cu măsurătoare, cu verificare și atunci asta e scamătarea. Altfel cum mă duc? Păi fiecare s-ar duce la notar, dă o declarație că la terenul, păi și gata, hai să facem. Sunt niște reguli. Deci niște reguli, conform legii 7150, care e acum actualizată, e și un regulament de cum sunt documente și documentații cadastrale, cum să scriu în carte, ce are și tot. Deci nu, așa toți ne-am duce și gata, hai la notar, dau declarație și mă și primii pași care trebuie să-i faci. Ideea este a dumneavoastră. Deci până acum am zis ajut cât pot, de momentul ăsta nu mai pot. Am spus așa, mergem până la capăt, facem treaba, dar mie îmi trebuie să identificați pășunea care mai este. Aveți tabelul acolo care oamenii care ocupă așa și care ar trebui să fie a primăriei și invers. Eu nu pot să-i spun, băi nene, vină cu aceea și arată-mi care e pământul dumneavoastră. Îi convocați pe oamenii respectivi, băi, mergeți și identificați care ar trebui să fie pământul lui și care ar trebui să fie asta. Și din momentul ăla putem că nu, așa. Eu mă duc și măsor ceva, vă pun la dispoziție niște schiții, care oricum nu sunt, mă rog, eu în ce mă privește mi sunt buni, că dumneavoastră, adică primăria, dă o declarație că mi-a arătat confort terenul, chestii, nu știu ce. Și v-ați trezit că normal nu trebuia să fie a primăriei. Și responsabilitatea, știți cum tia procurorul, că eu am avut cazuri de astea, procurorul tia, ai avut cu tare, ai respectat regulamentul exact cum scrie acolo, hai să mergem pe copac. Mă credeți că a venit DNA-ul peste noi cu pădurea lui? Ieremia Gricos și cu asta și nu știu ce. Și a luat schița cadastrală și a zis, mergem în punctul cutare, în punctul cutare. Au venit cu GPS, ei nu știu ce. Și au mers la fața locului. Și au găsit pe copac, dat cu vopsea, scris inclusiv, că noi am fost o leacă mai. Am cioplit și am scris pe copac inclusiv și am citit eu cu aparatul. Am mers în patru locuri, domnule, în momentul ăla. Cam reclamați, vă închipuiți la asemenea suprafață. În momentul ăsta dumneavoastră te-ați absolvit de orice. Dar hotarele le-au arătat cei de la Romsilva. Și nu puteau zic că stai că nu e pusă din noi vopseaua. Așa vine cineva acum și da, bă, dar cine a pus vopseaua asta? Primărie spune, dar noi nu au fost, ei au făcut-o. Deci vă închipuiți, nu chiar atât de simplu. Că pământul ăsta, vedeți, te bag în pământ, dar până te bag în pământ, sunt atâtea probleme. Eu sunt și expert judiciar. Și văd câte probleme. De asta vin să o leagă să ne ducem după lege și după regulament. Că altfel nu putem scoate la cap. Sunt oameni care zic, domnule, eu știu unde e pășunea. Păi, dai bidineaua în mână și cutia cu opsea, dacă știi unde, du-te și dai cu opsea. Și atunci mergem și rezolvăm. Eu n-am. Deci nu știu dacă poate să spună cineva din primărie că a fost un pic de reavăință din partea mea. Poate am făcut peste. Și v-am spus care a fost chestia. Pentru că colaborăm și asta, dar colaborarea să fie de ambele părți. Sau vorbi că, bă, nu vrea ăla, chemăm pe altcineva. Dom'le, m-aș așeza în genunchi la momentul în care am ajuns acum, dacă ar veni cineva și să zică, da, nu, lasă-mi mai departe. Pentru că eu știu toate problemele, că de 5 ani, de 4 ani, de când tot lucrăm împreună, eu știu, adică deja cunosc niște chestii ale primării și ale astea. Ce singurul lucru care rămâne neclarificat, noi nu știm când avem amenajamentul pastoral, gata. Avem o grămadă de contracte care nu ne-am putut face. Putem face amenajamentul pastoral, trebuie să finalizăm măsurătorile cadastrale și să depunem... Foarte bine, prin dispoziția Consiliului Local, ordinul
angajații de la primărie care se ocupă cu așa ceva vor merge pe teren, vor da cu vopsea, va veni domnul Căiuțeanu, va măsura. Bă, deci muncă de teren, două zile. Dar angajatul de la primărie știe unde e votat. Dar prima este că nu știe unde se măsura. Nu avem vopsea, domnul primar. Păi dacă spune că nu putem face, pe cine să meargă să facă? Păi direct ce găsim în oameni care mai... Nu vă supărați pe mine, domnul primar. Am fost două săptămâni la Poiana Salată la Hârta. Am fost două săptămâni la Dealul Capra, pe unde a fost. Și am fost luat în râs când am ajuns în ședință. Că nu merge nimeni degeaba. Angajatul primării, suntem în primărie, avem patru la agricultură. Care ți-ai apar? Păi nu știu, e două, dar... Două pară să complicați, care mai este apar? Păi nu știu cine mai este. Dar nu știu. Doi, că sunt. Nu vrea cineva din agricultură să meargă. Nu știu, să meargă, să măsoare. Pentru că cetățenii din comună au rezilia contractul, i-au expirat la 1 decembrie 2014, nu poate să ducă cu stâna, nu poate să ducă cu vaca, cu capra, pentru că nu are contract. Nu e nadie. Păi, poți să la... Păi, poți la... E plătit la primul la... Un caz foarte greu de rezolvat, dar se poate rezolva. Pentru că așa casă la din primărie nu mai știe exact ce am știut de valoare. La registrul agricol trebuie să se știe, nu se poate. Dacă hotarul are vechime atâția ani, și cine mai este acolo? Ia acolo, ăla se duce, păi da. Nu l-a luat din Dar nu e proiectul ăsta, nu se pune la am putut o discuție degeaba. Proiectul hotărâri privind asigurarea condițiilor materiale pentru buna desfășurare a activității culturale. Da, comisia da, dacă aveți favorabil. Dacă domnul Oprea dorește să ia acolo, nu știu ceva. Nu știu că problema asta sunteți. Cine dorește să ia cuvântul la acest subiect? Păi unde ați măsurat? Păi unde am măsurat, le-am depus. Dacă nu sunt discuții, nu mă uit, sunt probleme și litigi, acolo n-am văzut. Hai, schimbă, da, Sancoi. Ce ia? Am încheiat, dar problema e cum ce faci mai departe. Lăsim, nu, o să luăm legătura, mă duc să discutăm astăzi după amiază și... Ajungem la o concluzie, da? Domnul auziți ce spune? Că dânsul nu spune acum așa. Cineva care a dus-o, a cioplit, așa da hotără, inclusiv aia care... El a fost nu pe acolo și cioplit. Că e pe instituțiul din primăria... Cine-i vorbit de-a? Da, amință, da, da. A dat banii acolo. Hai, domnul, pe aveți să vă... După cum știți, Căminul Cultural desfășoară activitatea anuală pe baza calendarului municipal la activități culturale artistico-educative, aprobat de dumneavoastră în decembrie sau la începutul lunii ianuarie. Căminul Cultural a îndeplinit acest calendar până acum. A fost o manifestare deosebită anul acesta, în fiecare an, în afară de cele obișnuite se investe cu activitate, am aniversat 150 de ani de la înființarea primei școli de stat în comuna Oltuz, pe baza legii dată de domnitorul Alexandru Ioan Cuza privind învățământul rural. Ce vreau să vă spun dumneavoastră? Nu putem face nimic de 3 ani, stăm așa cu acest lăcaș al Căminului Cultural, în sensul că se acționează foarte greu, nu s-a luat nicio hotărâre încă ce se face cu acest lucru. I-a informat domnul Brâscu un pic. Și aș vrea în legătură cu informeze care e situația la ora aceasta, pentru că uitați, sunt 3 ani acum, iar 3 ani când nu mai putem face nicio reparație, eu nu mă refer la reparații interioare care s-au făcut aici, observați, dar sunt afară, acolo, aici și așa mai departe. Trebuie să vedem, s-a luat o altă hotărâre că în loc de reparații capitale, ca să se dărâme și să facă alt local de... Ca să se vă informeze domnul Băscă, domnul. Ca să știți și dumneavoastră care este stat. Păi, domnul Băscă, ca să iau, să clarific. Ia clarificat deci ne-am depus la Compania Națională de Investiții documentația pentru finanțare.
proiectul nostru a fost acceptat, dar în urma contractării de către cineia arhitectului, acesta, deci arhitectul, a avut anumite pretenții. A zis, domnule, dacă tot facem o lucrare, să facem ceva de durată. Știți foarte bine că acest cămin e construit din paiantă, cu lut, cărămidă fără stâlp de rezistență și așa mai departe. Am avut o expertiză întocmită care nu a corespuns cerințelor arhitectului. Am mai adus al doilea expert, care la fel nu a făcut o expertiză conform cerințelor arhitectului. Iar acum al treilea expert, ieri a zis că este expertiza finalizată. I-a zis să nu mi-o transmită până nu o transmită arhitectului, arhitectul să o verifici dacă este corespunzătoare sau nu. Și aștept în cursul zilei de astăzi să văd dacă este conformă sau nu. Deci putem afla, poate și până la sfârșitul ședinței, știu. Deci proiectul merge înainte. Bun. Să sperăm că nu mai vin alții iar, ca să râfie peste tot prin toate camerele, să zărâmă, să vadă cum e. Păi, expertul trebuie să vadă, asta face, trebuie să vadă exact care se vrea să reține atenția Consiliului Local cu activitatea deosebită anul viitor, în 2016, care va avea loc în Comuna Orcus, se împlinesc 100 de ani de la începerea luptelor din primul război mondial, 14-15 august 1916. Vor fi activități deosebite și din acest punct de vedere trebuie să avem în vedere ca în bugetul local să includem cheltuieli pentru această manifestare deosebite. În afară de celelalte activități tradiționale obișnuite pe care noi le avem. Ce ne dorește să mai aflăm? Să punem la vot. Pentru, împotriva, ține, mulțumesc. Da. Trecem la punctul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Comunei Orcus pe anul 2015 rectificat. Da, am primit 6.000 de la Consiliul Județean pentru drumuri. Da. Asta e pentru suma. Da, banii au fost repartizați pentru drumuri. Da. Sunt puțin, dar asta este. Asta e. Păi cu cât mai aveam, cu cât trebuie să spunem să facem, nu să pierdem. Să punem la vot proiectul. Cine este pentru? Trecem la punctul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii documentației tehnico-economice pentru realizarea unor lucrări de amenajare a cărui plăsă. Da, comisia a dat aviz negativ cu mențiunea că nu numai părâul Hăzmar trebuie făcut documentații și părâul Țărat și ce ați mai zis domnul? Părâul din Hăzmarul Țărat și cu fonduri europene. Să fac asta. Toate. Că la părâul Hăzmar trebuie să facem o expertiză tehnică. Vedem ce s-a distrus, cât s-a distrus. În două săptămâni, să facem recepția, am făcut că constituirea comisiei a avut loc astăzi. Parcă din 3 octombrie are loc recepția, că ce facem și în 4, după aceea sunt toți trei. Dacă vedem, solele unii mai afectate. Deci acest proiect sunt la mine, da? Pentru normalitate. Pe prin sală din octombrie? Da. Nu? Da. 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 Deci la punctul 4, proiect de hotărâre pentru reglementarea târgului săptămânal din Orcus de proprietățile concesionate sau închiriate din incinta acestuia. Eu, domnul președinte, de la agricultorii. S-a dat aviz favorabil, am avut expunerea de motiv. Iar la fel de domnul Bâscă, care poate să spună de ce e necesar și de ce ne trebuie acest gard de delimitare. Domnul Bâscă, explicați că cu gardul de la piață, că trebuie să-l... Noi am dat aviz comisia și... Domnul președinte, dacă dați voie
Mai întâi va trebui să întocmim o documentație vis-a-vis de angajarea acestui gard. Am discutat problema asta cu doamna contabilă. Și atunci proiectul de hotărâre ar avea, ar suporta modificări în sensul că vom aproba întocmirea documentației pentru amenajare gard. Deci asta este prima etapă, ca să nu blocăm... Și acest proiect trebuie să ajungă la comisia economică. Se evaluare, lungimea gardului... Păi în funcție de proiect, cum se face proiect, nu poți să știi. Dar eu am văzut cumva la comisie. Deocamdată... Și am înțeles că se poate finanța cu fonduri la gard. Numai să facem proiect. Pentru anul viitor. Da. Dar facem anul viitor. Amenajăm peste piață cu fondurile. Așa. Facem gazul și înăuntru e gură. Ce-am făcut? Domnul viceare, gardul e... Am discutat atâtea ori despre, despre piață cu amenajarea. Am zis să ne gândim în, prima, în primul rând ce facem. Facem un târg săptămânal, facem un târg agroalimentar, să facem documentația în domeniul ăsta, să știm ce facem. Dacă nu mai începem, cheltuim bani și pe aceea târâmă și iară facem, nu mai cheltuim bani. După aceea a fost pusă presiunea că a fost din cadastru, a fost drum de acces pentru cei cu concesiune. Am schimbat, am hotărât, am făcut acolo, poarta noastră tot larg deschisă stă, pentru că ziua când, după ce pleacă toată lumea, nimeni nu mai pune lapte. Să treacă toată lumea pe drumul care e accesul lor și mai zicem, facem gard pentru că noi nu știm să închidem o ușă. Da, dar noi avem un administrator al pieții, da, domnule, care trebuie să încui, să închide poarta. Am spus de atâtea ori să vorbim. Administratorul pieții dacă închide poarta. Până că poarta nu e gaura unul dintre lume. Pentru asta am solicitat gardul. Să-și facă ăștia gard sau poartă. Păi ei n-au de ce să-și facă gard. Proprietarii și concesionarii au gard, fiecare. Am Ardi gard, Liviu, Ciubotaru, gard, tot. Dar noi, primăria, avem gard? Nu avem. Lumea intră pe drumul care l-am lăsat, intră în viață. Până nu, nu, eu am fost să facem în capătul ăsta, dar până nu facem hotărâre, ce fel de piață facem cu asta? Și după aceea am discutat cu doamna Șomâcă și mi-a zis, îi dau că nu vă promâns, nu pot să-i promâns bine. Șomâcă! Șomâcă, nu pot să... Așa. Așa ne-a spus că avem șanse din primăvară să luăm fonduri europene, dar trebuie să ne gândim ce facem. Că, și promisiune. Ce facem? Exact, ce facem? Facem piața agroalimentară, cu rizeturi, carne sau animale? Este în analiză activitatea târgului. Am să vă pun la dispoziție din timp. Legislația, o studiați cu atenție și vă hotărâți în comisii, chiar toate comisiile, chiar vă rog să analizați cu atenție, să stabilim să ne ce va fi, ce activitate exact după lege. Așa e în când aducem fonduri europene, când aducem fonduri europene, noi trebuie ca să facem. Ne-am limitat să nu mai vorbim cum se face, că îi face agroalimentară, că îi face industrială. Ce e o problemă la piață? Din când au plecat casele, am scos, noi am greșit pe el, nu s-au înjumătățit în casările. Da, știți de ce s-a înjumătățit domnul Butucaru? Pentru că nu avem gard și țiganii vin cu mașinile de sâmbătă, lasă marfa și domnul Naima când se duce și spune banii. Ce bani, domnule? Vezi mașină la mine? Nu mașină. Ce-i poliții locale? Hai, domnule, vedeți, da. Acum la jumătate în casă. Da, putem să punem un 700 de casieri, că tot acolo. Că s-a verificat și s-a controlat, e clar întreabă. S-a înjumătățit în casare. Activitatea oricum n-a scăzut în domnul din partea lui s-au micșorat. Domnul consilier, până când o să obținem fonduri europene, să facem ceva din acest târg săptămânal, zic, ar trebui să facem gardul la exterior. Gardul către țară. Pentru că cade jos. Scândurile au putrezit, leturile au putrezit, am început din fund, am făcut gard frumos din fundații în beton și plasă ondulată, foarte frumos, dar ne-am oprit. Ei, trebuie să plinim cu latura până la șosea, până în fața aici. Asta e mai și după aceea, la dispărțitul, îl putem face, să facem exteriorul, e rușinos. Cade gardul jos. Mulțumesc. Nu e tot același gard, unul la din dreapta, unul la din stânga, nu gard. Dacă prindem fonduri europene. Da, când prindem fonduri europene. Primăvară. Hai, domnule. Doamna Șomâncă vrea
să facă lucrurile cu apă rece, dacă prindem la fonduri europene... Pentru că de jos, gardul către exterior... De exemplu, trebuie consultat de la Iași. Și banii s-au lucrat de la piață, din fondurile pieței, nu de la alte fonduri. Dar nu facem gardul, din fonduri. Am avut anul trecut 820 de milioane, acum mai avem numai 200. N-am făcut nici gard, nici asfalt. Îmi pare rău că duminică n-ați venit în piață să vedeți cetățenii comunului Tuș cum merg la genunchi în noroi. Și în jur. Aleile alea nu s-au făcut. Dumneavoastră nu vreți să aprobați, că aducem fonduri europene. Aducem, n-aducem, facem de acolo încolo. Dar până la fondurile europene, trebuie făcut gardul. Acum două zile, doamna Șomânt, am fost la școală numărul 1. Da, pe la școală știu cum vă duceți mereu. Păi interesul meu să fac interesul tău. Nu știu, tu ești angajat în primărie, că văd că interesul tău este foarte mare. Iei tractorul, aduce apă la școală, aduce apă la școală. Păi normal, văd. La casa aduce pe școală, bă. Păi văd că aduce, da, păi da, e normal că interesul tău. Normal, bă. Duci oamenii la Poiană, la pod, interesul tău, dimineața la 8, interesul tău. Dar nu discut la diversitate, e capitolul unde am ajuns. Avem un consultant și avem șanse reale să privim fondurile europene și pe școală. Da. E de acum, că băgăm la școală. Aducem fonduri europene, băgăm iar la școală. Dăm 33 de miliarde anual la școală, mai aducem fonduri europene la școală, dumneata ne te ocupi de școală. Nu știu dacă angajatul, dacă angajații primării, angajatul primării ce face sau angajatul școlii. Consilierul trebuie să ducă să-i ducă la școală. Să luăm tractorul, să ducem tractorul și să luăm în alte direcții. Este rău. Atunci ați încercat să vă vizionați. A stricat pompa. Pompa de apă, stricat apa. Am adus altă mea, s-a altă pompa, vă dat pompa. Da, domnule, să facem gardul exterior de pentru exterior, aceeași lungimic. Deci, un pic mai lung, este un pic mai lung față de partea asta. Dar se poate face pe exterior să delimităm piața de... Da, deja ai început. E mai bună ideea, domnul. Da, la clădirea asta, domnule, nu-i... Haideți să dăm un vot de principiu pentru gardul de exterior. Domnul, sunt poate același proiect. Rămâne toate mutate în partea exterioră la piață. Dacă avem bani la piață, nu nici în fondul exterior. Modificate câteva cuvinte în proiect și atât. Cine este pentru gardul exterior? Un pic, gata, mă scuzați. Domnul Francis are... Revin din nou la vechea idee. Mi-ați promis că o să veniți cu un proiect de vizaj pentru piață. Haideți să nu mai pierdem vremea, să încercăm, că atunci da. Proiectăm, nu știu ce, mult mai ușor obținem și avizele de la sanitar, și avizele de la... Păi, analizăm Târgul săptămânal, activitatea Târgului, și atunci a venit atunci și cu proiectul de vizaj. Prima problemă, a doua problemă, fiindcă sunt ceva bani, eu aș veni cu următoare idee. Haideți să cuplăm lucrarea asta cu gardul, și cu reparația podului de pistivare, în punctul boacă. Cel care se ocupă de această lucrare se execute ambii lucruri. Asta e altceva, dar lucrările sunt distincte, sunt separate. Ei, până la urmă se poate achiziționa materialul. Este proiect făcut pentru podul de la Mare. Este, domnul, da, e vorba de 5-6 miliarde și nu o să avem bani ca să... Și vin iarăși iarna și iar să strică mașinile și iarăși trec prin apa. Podul ăla se poate face o reparație cu 7-800 de milioane? Cel puțin măcar achiziționăm materialele pentru podul. S-a adus tablă pentru două poduri la Leșun, se poate aduce tablă, se face și ăla acolo. Și facem și la același proiect. Să pun la pod proiectul pentru... Garda exterior. Pentru exterior, da. Pentru partea exterioră. Cine este pentru? Împotriva Domnilor consilieri, și gardul din stânga și din dreapta e tot exterior, domnule, ce vorbiți, ce vorbim. Gardul din stânga către grădinile cetățenilor, drumul care duce la satul marginea, este un gard exterior, iar gardul din dreapta este un gard la exterior care duce pe lângă cei care au concesionat terenul. Rămâne un drum de 7 metri. Nu s-a ambelit gardul exterior, despre ce vorbim. Domnul să facem un gard din mijloc. Domnul Valentin, hai să facem și o drumă, am pățit ca bună, îi dăm o drum galbat. Domnul viceprimar, trebuie să faci și canalizare. Știu, domnul, da, păi canalizare e și hai să facem proiectul, întâi ce facem. Domnul, eu am mai făcut un proiect de hotărâri cu așa ceva.
Eu știu că dumneavoastră, când apare un proiect de hotărâre inițiat de Bunarul Valentin, sunteți împotrivă. Am să fiu și eu împotrivă, eu când aveți dumneavoastră un proiect de hotărâre. Dacă eram împotrivă, nu semna. Nu, păi și atunci de ce hai sunteți împotrivă? Hai să facem exterior, că ideea e mult mai bună. Dar de ce de sunteți împotrivă? Nu mă deranjează. Domnule gardul, nu-l fac eu, îl face primăria, nu-l muncesc eu. Dumneavoastră nu vreți. Inițiat de Bunarul Valentin, faceți dumneavoastră. E vorba de prelungire, 20 de metri în zona acolo. La ceea ce cine dorește să ia cuvântul? Rigola, deja în partea care este construită, e foarte bună, preia apele pluviale care vin de pe margine și considerăm că acest lucru a rezolvat problema. Dar acum, între garduri și rigole, există spațiul ăla care mă gândesc că ar fi amenajat fiind și stația de autobuz cu babeli. S-ar putea amenaja foarte frumos, ar reușit și stația ar fi ar reușit foarte frumos. Dar cred că doar nu sunt urmă în beton acolo. Nu e așa distanță mare, nu cred că e o investiție enormă să nu putem să se susțină. Sunt conducte și după aia dacă facem o intervenție trebuie să tai beton, așa pe avea lui ei. Un exemplu la cimitul eroilor, s-a luat deoparte, a trecut conducte, a pus-o înapoi. Corect, de asta... Plus că este și stația de autobuz. Și nu cred că diferența de preț nu e diferența, că e un metru și ceva. Supunem, mai e cineva să iei cuvântul la acest subiect? Nu mai. Supune la vostru în faza prezentată. Cu ce s-a prezentat? Și cu... Cu papierele la urmă. Sunteți de acord? Pentru că trece o grămadă de conducte acolo și încă nu s-au conectat toți la apă. Părerea mea să punem un strat de balastru și să mai să apă și când se face toate conectările la apă, da, punem papere și continuăm mai departe. Părerea mea este. Dar și papere se poate spune și pune înapoi. La bucare de papere nu le poate pune să termină o dată. Paveaua ei 10 paveri și a trecut cu conducta. Deja Gabor și cu cetățenii de acolo și-au pus conducta pe Dumnezeu. Și-au pus din construcție. Deci când a construit domnul Gogu, ei deja și-au pus acolo. Nu pune paveri acolo, nu termină lucrarea. Rămâne așa. În momentul ce am început, e corect, pe noi lucrarea. Se aprobă cu... Se pune la vot cu aprobarea, spune paveri și treaba mă. Domnule, se puneți la vot. Se formă. Sunteți de acord cu... punerea pavilionului în zona județului. Da, da. Cine este pentru? Împotriva, abține. Singura loc, singura zonă. Trecem la următorul punct, proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unei cantități de 1000 de metri cuburi în casa pentru amenajarea drumurilor sătești și terasa comunei Uitus. Domnule, dar haideți să facem o la disciplină, că se televizează, domnule, ce facem aici? Domnul Vici, Vinco, la acest punct, la 1000 de metri cub de material concasat, vin cu problemă. E bine să luăm material concasat 16.25. Mai mare. Un pic mai mare. Să știți că e foarte la concasat. Să așează mult mai bine. Noi am dat ideea și nu dăm să rechiderea asta. 16.25. Am început domnul Petar în este foarte bun, să știți, să leagă foarte bine. Asta e vorba de dimensiuni. Da, e planul dimensiunii. Da, 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 înțeles, înțeles. Dar sunt bani, cum? Am adus eu, cum? Am adus pentru mine 16.25. Sunt bani. A, bani, am dat, găsim ați fel. Am pus. Da, bani, poate. Păi odată ce s-a făcut proiectul și doar pentru repararea drumului om, scrie clar. Cât costă o mașină? Dar la metru cub să plătești. Ce bine, domnule. Asta ne interesează, cum costă. Se face o cerere de ofertă, nicio problemă. La candidatea asta se poate obține un preț mai bun. 50 de lei tot transport. Uitați, domnule, nu știi. Cât e? 50 de lei tot transport, fără TVA. Un metru cub în jur de între 25-30 de lei, dar să dau un transport. Transportul în piață concasată, plasul și la ce fel. 1000 de metri cubi. Dacă duci la fixat, acolo nu este. Ar trebui să mă luăm un 50 sau 100 metri, să avem pentru la iarnă, pentru că se zăpezi. Tot cu ocazia așa. Deci, e mai mult din asta, de la el, dar tot cu banii. Da, sigur că da. Ce lucru nu e? Cred că o fi mai frumos cu tine, sau 50 de metri. Material antiderator. Material antiderator pentru iarnă. Nu trebuie să ai. Nu merge să ai. Sarea face numai o bătiți și nu mai urci, nu mai cobor, gata, s-a terminat. Pe când dacă nu are sare, se bate și mergi cu mașina perfect iarnă. Domnul președinte, dacă îmi dați pe ești mai așa, cu ce firmă se face transportul? Nu s-a specificat în documentație firmă.
Deci se va face de licitație. Mă rog, o cerere de ofertă, adică suma nu e atât de mare ca să fie... Plus valor mare. Și nicio problemă. Da, e prezentat. Dorești? Mai dispus domnul Apostol Doresc. Avem de vreo 5-6 ani proiect de hotărâre aprobat cu podul de la școală de la margine. A fost și bani alocați, au bani s-au dat la lucrări și podul a rămas nefăcut. Dacă avem da, acolo nu este pod la margine. 50 din da, nu este la școală, cum să fie? Cum nu este? Ei, nu este pod. Nu trece mai și nu mai putem trece, domnule. Și este pod. Dar n-a și cum să lucrând mai important. Dacă nu trebuie băi, dar hai să zic poate pe alea care e mai important. Și ele este important, domnule. Și ăla când va veni timpul, nu poate fi. Și acum, uităm de că avem ceva bani la drumuri. Până facem podul la Gălățeanu, adesea schimbăm traversele alea care sunt crăpate, jupă animale picioare cu efectul podul ăla. Domnul Apostol, acolo ar trebui făcut podul de la început. Da, până, da, da, până da, facem, da, până facem, nu trece de el. La prima dar și acum, dar cât trebuie la un metru cub de stejar ca să schimbăm traversele care sunt crăpate și care sunt spate? Cum se întâmplă? Da, da, da. Nu mai sunt traversi, au fost lăsate la mea Danilă. Eu nu știu ce i-a văzut. Poate să spun domnul cine mare are traversă. Le-a pus toate? Dar putem analiza, putem măsura atât de traversă, trebuie schimbate și înlocui traversele, domnul. Da. E vorba de un metru, doi cub din buștia. Domnul, plăteți-o, le numărat câte să luăm. Gândiți-vă, sunt oameni, au animale, au câte un cad de asta 60 de milioane, și pe piciorul acolo, e destrus o. Nu este cu... Nu vezi cu... Da, părerea mea este să luăm scândă de fapt și să vedem o suprafață de fundă, să punem în urmezii și acolo scândă pe care. Da, trecem la următorul punct, după cum am spus la începutul ședinței. Da, da, aici am spus la vot. Pune la vot. Proiect de hotărâre. Asta de azi primăvara am propus. Cine este pentru? Pentru medii publice. Da, ia să vorbim asta, nu mă înțeleg. Ia să vorbim asta cu 16:25, am specificat. A fiind și problema cu cel de sub de mediu. Domnul Logo, cu fiața cu balastrul ăsta nisip, unde îl pune? Și balășirul ăla la școală stă, se joacă, îl întind. Trebuie luat, trebuie să duc pentru a rămas la o altă lucrare, la partea. Și atunci să-l întindem acolo, unde am întins pământul. Da, trebuie. Aici, că tu nimeni pot pădării care le facem noi, cu primarul, primarul. Da, da, ca să știm unde depozit. Păi acolo, dacă trebuie pădării. Ce pentru zona margine, materialul luat de la PAN. Și pentru alte zone, ducem în zona respective. Că n-ar vrea să lucrăm la distanțe margine pe poate. Materialul e pus undeva să nu se pune. Eu la margine răspund el, unde îl punem răspund. Dar în alte zone nu pot să. La piață, cum am fost mereu acolo, la stadion. Sau la piață și la piață, nu-i pasnic. Da, da. Dar n-am stabilit două zone, la dânsul acolo și la piață. De acolo ia fiecare zonă unde are nevoie iarna. Acum trece la următorul punct. Un proiect de hotărâre privind aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local 11, prin care am aprobat indexarea unor taxe locale. E vorba de indicele prețului de consum pentru anul 2015. Au fost, s-au defalcat în sensul că pentru grupe de mărfuri și servicii, avem așa, mărfuri alimentare 90 și, de fapt, indicele, da, 98,37, mărfurile nealimentare 102, serviciile 103 și așa mai departe. Cu aceste indice se vor indexa contractele de concesiune și de chirie. Asta e tot. Deci nu e nicio problemă. Se vor recalcula, de fapt, sumele pe care ni le datorează cei care au închiriat și au concesionat. Da. Avem aici, în spate, toate informațiile de la INS, la statistică.
Da, material pentru acest proiect de hotărâre l-am primit. Că nu, acolo, nu, a fost ceva de... Așa, avem avizul Comisiei de Buget. Păi, Comisia de Buget, dar noi dacă n-am primit... Este. Nu știm cu cât indexăm, ce indexăm. Dacă nu știm, aprobăm. Este vorba de indexarea contractelor. 25% de inflație. Până acum anual aprobam, doar 25% anual. Fără să se departăm de... 1,03, 1,02, 0,98, în funcție de... 2,3% înseamnă. 1,03. Da, asta e. E vorba de defalcare. Probabil cele a fost aprobat anual, dar nu era defalcat. Acum da. Solicitarea inspectorului la Curtea de Conturi l-am defalcat. De-aia a fost vorba să le solicitat domnul de la... Da. Supune la vot, băi. Cine este pentru? Abținere împotrivă? O chestie de formă, nu de formă, nicio problemă. Mai avem un proiect amenajare a drumului Sătesc în zona Baltă, până la izvorul de Saramură. Cine care la? Foarte bun. La Saramură. La... Aici la... Păi la de la am zis eu, că am făcut. Deci, mici are cuvânt. La zona Baltă, am încercat să duc balastru. Unii au zis să-l fac, alții au sărit că de ce duc balastru, că dacă fac drumul... Și fântâna, că nu s-a rămâne. Să duce apă. Păi până acolo am vrut să fac drumul, da? A venit o cerere, vreo 10... Semnături? Semnături, ca să facem drumul. Când am început să duc, am dus vreo 4 remorci de balastru, am zis prima dată, pun balastru, să-l înalt. Dom'le, ce faceți aici, că intră apa în curte? Înălțăm drumul, nu-i bun. Atunci trebuie să ne gândim. Facem șanț și pe o parte și pe alta, cum e în mume... Și unde dăm panta la... Aici este problema. La școală. Pentru că totul vine spre școală. Este un... La Baltă nu vine de încolo. Este unul care merge pe țară. În țară. Mai ies la cimitirul catolic aici. S-a mutat balta, că era o balta, nu se strângea, că de-aia ieșit ce balta. După aceea o luat pe cimitir. Oamenii și-au făcut rătiri. Unde de altă discutăm acolo la partea ultimii? Știu, dar vreau să-i spun. Ne facem drum aici, dar aici este mult mai... Acolo te-ai văzut situația reală, pe teren. Aici e mult mai complexă treaba, cu domnul care trebuie documentul. Și până la urmă, este un proiectat, un document. Și de aici nu mai ar trebui. Aia spune, este un proiect. E luat în calcul și primul la vizionare. Este un proiect și ales la vot. Supune la vot proiect în faza. Numai puțin. Inițiatorul domnul... Deci aș vrea să treacă acolo și un podeț la punct. Deci sunt două puncte acolo, domnul secretar. Dar este și... Deci un podeț de trecere, că curge, este păi un podeț... Păi că se face proiectul de Cojna. Că se face proiectul, vine prea mădă și un podeț obligativ, ca să ai acces la izvorul de Saramură. Am chiar mai. Nu, nu, trebuie pe rău drumul care duce la margine, aia vrea să spun. Da, păi... Aici vine din... În dreapta, către margine. Așa, așa. Acolo trebuie făcut un podeț. Un podeț și acolo sus trebuie, și acolo trebuie amenajat. Da. Că... Tot de 1000, că vine mare. La diverse, cine vrea să ia acolo? Domnul Otor. Eu să termin repede. Intrarea călcării. Vreau să pun 4-5 dani. E pantă și cum ies mașinile și patinează. S-a făcut niște găuri mari. Lumea... Luăm dani de acolo. Și o semnalizare acolo la intrare. Domnul primar. La fiindcă ședință am spus, haideți să balastrăm drumul ăsta la Dungărești. A început școala. De la Dungărești, copiii pe bucăți, n-au cum să vină. Încep până de toamnă, nu au cum nivel. Închirem pe header cu bascula aia de 30 de toni în două zile și am balastrat drumul. Dar discutăm din materialul ăsta. Dar nu vreau să vă gândim voi. Încătăți trei urmări. Punim balastru din râu și deasupra punim balastru. Așa, balastru, am zis. Domnul Bunaru. Am două cereri la... care au fost depuse la primărie. Domnul Albișteanu din Ciprian Mărut, din Baiana Sărată, solicită 19,40 hectare teren situat în punctul numit Brundul Baiana Sărată, în vederea pășunatului animalelor. Iar tot însu are o cerere depusă care solicită 2 hectare teren pășunat situat în punctul numit Brund, în vederea stocării utilajelor agricole, întrucât dețin o fermă de animale. Deci dânsul are o fermă de animale, are utilaje și... Domnul inginer, este acolo teren. Pentru... Domnul primar, pentru cât cere? Pentru acum. Pentru până acum n-a fost... Nu m-am umplit, domnul Nici. Eu deocamdată sunt eu de părere că ar trebui să intre în legalitate cu ce a luat deja, fără să mai întreb.
Deci a luat... Da. Deci pe astea aproape 2 hectare faci acasă, mă scuzați să intervină, intrați în țării utilajele acolo deja. Da. Am discutat cu domnul. Dacă sunt de părere că ar trebui să se facă măsurătoare, să vadă cât, cum, de ce fie altă. Și să-l punem în legalitate. E domeniul public acolo? Este domeniul privat acolo. Acum. Consiliului... Da, al primăriei. Domnul Ionel, dăm o dată la poștă cum tot spui. Da, stai numai un pic. Ce vrea el dacă e vorba că nu sunt două hectare, de ce vorbim? Dacă vrea să facă, să închireze, să concesioneze prundul ăla, unde am făcut noi podul. Acum tu nu am făcut podul de pomă, da? Și ne-a bătut capul degeaba aici, pentru că el va îngrădi suprafața concesionată și nu mai permite. Deci trec podul, dar n-am unde să mă duc, pentru că nu mai permite să mă duc la terenul pe care sunt acolo. Pe drumul ăla. Păi care drum? Pe când ești pod, e un drum până la locurile ăla de drum. Nu este, nu este niciun drum. Comisia... Este drum, este drum de la o sondă la o altă. Comisia trebuie să mergem acolo să vedem. Eu sunt de părere, fiind pășune, să meargă pe regimul pășunilor. Discutăm de regimul pășunilor. Pășunile cum se închiriază? Se depune o cerere, se face licitație și așa mai departe, îi dăm contract de închiriere pentru o perioadă de mai 5 ani, fără să bagă prejbiri, fără să interzică accesul la toți cetățenii. Închiriere da, Sorin, dacă îmi prezmuiește, nu mai dă voie să-mi iei nimeni. Nu mai dă voie. Trebuie să punem o condiție de aici. Nu punem nicio condiție să intre pe regimul pășunilor. Deci ce am mai făcut de pe regimul pășunilor? Degeaba l-am mai făcut, pentru că nu mai lasă trecut. Domnul, nu închidi calea de acces, domnul inginer. Nu, părerea mea că nu închidi calea de acces. Și, domnule, dar atunci ce închidi? Când include suprafața de care discute el, include și drumul și tot. El vrea ca să mai fie încertat de cetățenii din zonă că ocupă el acolo cu utilajul. Domnule, ce ocupă în prezent, haideți să punem în legalitate, dar vreau să măsoare. Poate el să fie... Întinerii cu dreptul preungiei. Domnul Ionel, deci ce solicită dânsul, are o schiță făcută, este albișteanul Ciprian în ăla, 5250 de metri pătrați, nu? Bădescu Mircea. Deci ăsta-i râul Uituz, albișteanul, deci îl vrea suprafața asta? Pe asta care o are deja ocupat. Că nu are ocupat, și pe asta vrea. Dar să o măsurăm întâi, să vedem, să o măsurăm întâi. Este 5250 de metri pătrați. Iar restul iar 19.000. Iar restul prundul mori rămâne. Cine e locul ăla? Albișteanu Ciprianul. Ăsta avea 19.000. Aia pentru pășunat, era ceva din gata mai înjunit. El vrea suprafața asta, o vrea ca să îi ține utilajele. Și 5.000 de metri? Da, 5.250. Să contracteze la pășunat. Gata, domnul Dumnezeu. Nu mai are nicio cerere, nu. Asta a fost anul albișteanu. Domnul Ionel. Da. În atenția primăriei, să construiești un graj pe domeniul public și pe zona râului Uituz, pe consolidarea râului Uituz, pe dig. Unde? Aici, de la Ciprian, mai la deal, Gosoluș Romic. Acum merg. Ei, din BCA, a avut el acolo tot ilegal construit. Un grașt din lemn, a dărâmat și acum construiește din BCA. Și pe dic, mai sus, din lucrul Bale. Da. Unde a stat Cristalul Nebun. Așa. Și dacă vin ăștia de la Apele Române, probabil că tot primăria va fi amendată pe domeniul public. El are acte pe acel teren. Gata. Mergem acolo. Gata. Domnul Pau. E scandal, domnul primar și domnul viceprimar, spunem din lucru scandal. Îmi vin oameni și mă treau pe drum și ăsta cu... Să amenează un puțin cu buldo, adică domnul viceprimar. Drumul la Cruci. Azi, la Cruci? N-am știut, așa și mai e puțin a intrat cu buldozerul și trebuie o, o mașină, o basculă sau basculantă, două de, o remorcă, două de balastru, pe părău sără la disc. Auzi ce aveți domnul Cipima, auzi acolo. Dar și la Dișca, domnul. Și la Dișca, domnul. Trebuie să trebuie asta de pe prun. Nu, de pe prun. N-am putut, crezi că... Dar nu, când aduce și faci. Când aduce și faci. Deci nu mai trebuie o remorcă două din balastru și atâta. A început anul școlar și la școala numărul 1 are o frontieră din care se alimentează cu sanitare.
de 3 zile cărăm apă cu udare. Câți metri are cu atunci? Cu 12 metri. Și nu mai asta are. Știi domnul Iechit când a căzut urmă. Acolo era să fie. Am luat cu ajutor la primărie și după cumva s-a stricat. Am găsit altă mărăbă. Și fiecare zi, în urmă, găsesc 500 de copii care pot să folosească într-o sanitare. Pentru asta am vrut. Da, să știe că pentru asta, nu pentru urmă, pentru ce ați. Noroc că nu a fost la ședința de foarte acută. Stați discutat domnul Sper, este un rol la ieșirii din Ferăstrău, care foarte multe lume vine și ia apă de acolo. Din oraș, la Modăneu, din oraș, din la margine, din Cărcăi. Și de la Falcăuș. Și să fac poze acolo sau să ceartă oamenii la rând, cu vitoare cu mașini. A zis că facem ceva, să amenajăm acolo un rezervor, cumva, ca să nu fie mai ușor. Dacă un rom, dacă un rom, ați zis cumva, ca să mențină apa, să aibă supraprinsă publică, să umple și restul să rămână. Să nu mai stea oamenii la rând. Deci din lua trecută... Și un acoperiș pentru iată ceva. Dar cum aș face ceva? Ce dorești să mai acoperi? Da. Domnul Frank, bine, după ei vot. Domnul Vici, am vorbit cu Nelu Ponoca, nu ne-am apucat să facem, vrem să facem cu forțe proprii, dar fiind vară și fiind nevoie de apă și multă coadă, nu ne-am apucat. Am zis că după 20 ale lunii, când nu mai e cald și ăsta, vrem să captăm izvorul, el pune la dispoziție conductă, pentru că jumate din apă este pe lângă Ciușmea. Și am vorbit și cu Traian, cu oameni, să se plimbă. La Podul Negru. Poate rămâne în și nu cred că rămâne, dar ne rog, am identificat izvorul, e sub o piatră lângă un ăsta. Au să fac cineva acolo, dar mai tare a pierdut apa acum. Și am zis să începem de lunea, atunci vedem că nu trebuie mult beton, să prindem cumva izvorul ca să nu mai fie apă, punem beton, spui cu capac, să putem curăți și băgăm condomnă de plastic. Și după aceea facem și apă. Trebuie și apă din așa. Din am fost ieri la Lejunța, la izvorul care am găsit anul trecut. Am să fac cu burlă câteva copii, iar să mai surpase. Debitul de apă e foarte bun. N-am avut pompă să fac debitul iar acum, dar să știți că nu dovedea cupa să scoată, într-una scotea cu escavatorul, nu dovedea să... Ce venea și scotea venea înapoi. Trebuie scos vreo două zile, că știi cum s-a întâmplat prima zi. A fost apă până ședința următoare pe 22 octombrie, proiectul de hotărâre privind târgul săptămâna. A zis să dați un răspuns cu drumurile pe marginea. Săptămâna viitoare se poate care între 20 a fost în 10 zile, a lucrat 5 zile. Mai vine 5 zile la marge atunci. Trebuie vorbiți cu domnul primar dacă facem hotărârea din nou sau mergem pe hotărârea care a fost. Domnul viceprimar, dacă a venit. Așa sunt cu 20 de informații. Deocamdată.